Demiterea guvernului Câțu este cel mai controversat subiect la momentul actual și mii de români își doresc acest lucru cât mai repede posibil. Scumpirile masive la energie, combustibili, alimente de bază și medicamente, în condițiile înghețării veniturilor, sunt doar câteva dintre principalele motive pentru care cetățenii sunt dezamăgiți de politicieni din fruntea țării. România trece prin cea mai grea perioadă din ultimii ani, iar oamenii spun că este doar vina actualului guvern. Pe stradă, oamenii sunt furioși și dezamăgiți de actuala guvernare. Nivelul de trai scade din ce în ce mai mult, iar vârstnicii se tem că vor ajunge în pragul sărăciei. Ăștia nu trebuia să ajungă aici. De la început nu trebuia să ajungă aici. Da, asta e. România ne înșeală cum vrei. Deci părerea mea că guvernul ăsta nu are profesioniști. În guvern trebuie să fie oameni capabili care au ceva în spate, câțiva ani de meserie ca să poată conduce destinele țării astea. Că toți banii sunt pe mâna lor. Și deci nu poate să facă o investiție un om care nu are experiență în domeniul respectiv. Să facă o investiție ca toți cetățenii să o ducă bine. Că dacă face o investiție normală, să creează locuri de muncă, să ridică nivelul de trai al cetățenilor. România nu arată ca o țară condusă în interesul locuitorilor sau în interesul firmelor autohtone. Cetățenii se tem de actuala conducere și consideră că singura soluție este să iasă în stradă pentru a face dreptate. Vă doriți să fie demis? Eu da, da. Deci guvernul ăsta e unul dintre cele mai slabe guvernuri din 90 încoace. Asta e părerea mea și eu cred că și a celorlalți. Dar lumea, nu vedeți, lumea cam, eu știu, înainte i-a țâța actual guvern și formațiunea politică de care fac parte, i-a țâța și îi scotea în stradă. Acum nu vedeți, stau liniștiți. Ar trebui să iese în stradă, că prețul la energie a explodat, la gaze a explodat, la toate, la toate alimentele a exploatat datorită lor. Nu a făcut nimic și nu face nimic. Pentru noi, toată populația, mai ales pentru pensionari, să plece tot guvernul în frunte cu Ioanis. Am făcut industria, am fost în construcție, am muncit. Și acum ce facem? Acum stăm, ne pătimim că a venit tăcea la guvernare să fure. Deși în orice guvern, persoana care ocupă funcția de prim-ministru trebuie să fie cineva cu un caracter exemplar, situată deasupra oricăror suspiciuni de corupție sau comportament imoral. Florin Câțu este o persoană imorală, acuzată de conflict de interese, abuz în serviciu și încălcări de proceduri administrative. Păi el a plecat prin țară să vadă cum o duce lumea. De unde a venit Câțu ăsta? Un drogat din Statele Unite, unul care a făcut pușcărie acolo. De asemenea, datoria externă crește la cote halucinante cu peste 1700 de euro pe secundă. Numai în acest an, din ianuarie și până în august, împrumuturile făcute de guvernul Câțu se ridică la peste 85 de miliarde de lei.